Salutare, dragi fani! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Halibrahim Ceyhan, care a ajuns la o bază uriașă de fani în Turcia și în multe țări din întreaga lume, cu personajul lui Aman Kirimli din serialul Emanet TV, a făcut o declarație specială. Răspunzând întrebărilor din partea membrilor presei înainte de filmarea episoadelor din sezonul 3 din serialul Emanet, Halibrahim Ceyhan a spus că relațiile sale cu Slater Kolu, actrița cu care a jucat și iubește din 2020, continuă. Halibrahim Ceyhan, explicând că a muncit din greu, iar iubita sa Slater Kolu, care a părăsit serialul Emanet cu o decizie bruscă și va apărea în curând în fața publicului cu un nou serial, nu a putut întâlni prea multe din cauza reluării seturi. Halibrahim Ceyhan a făcut următoarea declarație: am plecat în vacanță. Ne-am ținut secretă soarta pentru ca tabloidele să nu fie fotografiate și nu am împărtășit-o cu nimeni, cu excepția turmei noastre. Știți că Sila se pregătește de mult și avea și propria ei afacere individuală, s-a ocupat puțin de familia ei. Acum o serie va începe din nou în noul sezon. Mă întorc la muncă după vacanță. Suntem amândoi foarte ocupați, nu ne vedem prea mult, dar la noi e ok, ne-am obișnuit. Nu a trecut neobservat că Halibrahim, care va găzdui o petrecere muzicală pentru iubitorii de muzică cu melodiile sale populare în septembrie, nu a comentat despre noul său partener. Așteptăm comentariile valoroșilor voștri urmăritori pe această temă. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Ai grijă de tine! La revedere!